ați venit la Face to Face, emisiunea unde concurează și se duelează videoclipurile. Voi votați câștigătorul. Astăzi la Face to Face au venit să concureze Sun Fun featuring Adagio cu videoclipul piesei I Feel Love și Raluca Ogneanu cu videoclipul piesei Bomba. Astăzi la Face to Face au venit să concureze Sun Fun featuring Adagio. În platoul emisiunii Face to Face se află Sun Fun. Sun Fun, bună seara. Cum te numești, de fapt? Horea Pascu. Sun Fun featuring Adagio e un proiect inițial de trei persoane. Eram trei băieți. Una dintre persoane e cunoscută, dar vrea să-și păstreze anonimat. Mă rog, a rămas cumva în spatele scenei. Problema care are... de imagine, nu? Nu, de imagine, nu. Are altă viziune asupra vieții, s-au mai schimbat între timp unele lucruri în viața lui și... Mă interesează cum a fost la filmările videoclipului, dar așa de curioasă m-ai făcut cu ce... Nu, o să-ți spun după emisiune că nu pot să-i spun numele, serios. Colegul meu, Adagio, pe care o să-l vedem în videoclip, locuiește în Timișoara și n-a reușit să ajungă în seara asta, așa că am venit doar jumătate. Astăzi profităm de prezența ta și vrem să aflăm povestea acestui videoclip. Unde ați filmat? Cine e regizorul? Este videoclipul celor de-al doilea single al proiectului. L-am filmat în septembrie aici în București. Regizorul a fost Alex Ceaușu. Fiind primul nostru clip, evident, a fost și prima colaborare cu el. Oricum, a fost benefic, adică chiar nu neapărat că vreau să-l laud, dar a făcut exact ceea ce trebuia să facă. Înțeleg de la tine că videoclipul are în momentul de față cam tot ce-i trebuie, nu? Are. Are reușit să facem... Ideea este că videoclipul a fost făcut practic cu un minim de resurse, însă, din fericire, am reușit să facem un lucru, adică nu e un videoclip destul de corect și de simplu, nu promite, nu are efecte 3D, lucruri spectaculoase, pur și simplu... Exact, eficient și... Fiind vorba despre primul vostru clip, n-am cum să nu te întreb, ce contează mai mult, videoclipul sau piesa? Vreau să din punctul meu de vedere contează piesa în primul rând, dar e important și că sunt clipuri care ridică piesele și practic la ce important ce am vrut și noi cu clipul ăsta era să potrivească pe atmosfera piesei și de asta Alex era de lăudat care a reușit să facă chestia asta. Bun, care sunt ingredientele unui clip de succes? nu mă declar, că nu sunt specialist așa, în clipuri, dar... Așa, din ce ai observat-o de-a lungul timpului. Nu, eu zic că cel mai important este... Uite, îți spun eu ce spun alți artiști care vin la Face to Face. Dansatoare îmbrăcate sumar, normal. Bine, da, dacă asta este un ingredient care se presupune că aduce succes în videoclipurile. Da, în teorie, da, și teoretic, da, așa funcționează, dar nu vreau să spun. Trebuie să ți se și potrivească. Contează să vorbească cu melodia, cu piesa. Te întreb altfel, ce nu ai face niciodată într-un videoclip de-al tău? Te-ai dezbrăcat, spre exemplu? Nu știu, mă gândesc că poate cere regizorul să filmezi la un anumit moment dat o secvență un pic mai de ochiată pe o domnișoară. Noi nu suntem așa de atrăgători încât să ne dezbrăcăm. Ok, comentarii negative la adresa videoclipului ai auzit? Sincer, nu. A fost la un moment dat pe YouTube. Era unii care, bine, puțini, care au zis la un moment dat că nu am înțeles, să vedeți videoclipul. La un moment dat unii nu am înțeles de ce fata își face bagajele și pleacă. Uite, ai ocazia să le explici. Mai avem foarte puțin timp și vreau să aflu. Da, n-ar trebui să le explic, asta trebuie să înțeleagă ei. Nu, practic, regizorul a folosit o elipsă, practic, n-a arătat cearta dintre cele două personaje, ca protagoniștii clipului, s-a trecut direct la... se subînțelegea, de fapt, cearta. Se înțelege. Am vrut să nu fie chiar atât, să nu fie așa de pe față, să fie mai discret puțin. Pe viitor vei lucra cu același regizor? Că văd că ești foarte Am vrea să vedem. Casa Discurilor, el alesese, noi nu-l cunoșteam. Au venit și cu alte opțiuni? Când a venit vorba de regizor? N-au ales ei, ne cunoscut, dar este ok, o să vedem. Și da, din punct de vedere, chiar glumeam cu el sau colegului, cu Cristi, spuneam că, uite, noi la următorul videoclip tot cu el am vrea să lucrăm, dar să vedem, că poate până atunci o să fie așa de, că e un trend ascendent, o să fie așa de cunoscut de tare, că s-ar putea să ne mai permitem, poate să fie prea scump. Să sperăm că nu se va ajunge la situația asta. Era glumă oricum. Trebuie să-i convingi pe cei care ne urmăresc să te voteze la 1313, deci acesta este numărul de SMS. Acolo este camera. Uitați-vă la clip cel mai bine. Dacă considerați că vă place melodia și vă place și videoclipul, puteți să ne votați, noi o să ne bucurăm.
tell me how to live without your heart. And it's killing me, 'cause now you're far away. We said goodbye, don't see our hands eating here. Time. I feel you in my heart. My love, they never die. See the world just in your eyes. In my life, keep me here. The memory of us. We said goodbye, don't we see? La 1313, după cum urmează. Pentru a vota videoclipul Sun Fun featuring Adagio, trimiteți Sun Fun la 1313, iar pentru a vota videoclipul Ralucăi Ogneanu, trimiteți la același număr de SMS 1313, numele Raluca. Votați până la ora 22 și alegeți videoclipul preferat. Cel câștigător va fi difuzat după emisiunea Agentul VIP. Vă pup, ciao!